Noi am venit la dumneavoastră pentru că știu că astăzi aveți o zi specială. Deși arătai fără spus. Surpriza e surpriză. Noi am venit să vă felicităm, să vă spunem mulți ani fericiți împreună și multă sănătate. Turtulețul este pentru dumneavoastră. Floricelele sunt pentru doamna. Pentru că aveți și un mesaj. Dar întâi am vrea să vă întreb dacă pănuiți din partea cu dumneavoastră surpriză. Spune așa. Dragii noștri părinți, am vrea să ne înțelegem așa o veșnicie. Sunteți comoara noastră. Vă iubim nespus, vă admirăm și vă apreciem. Un gând frumos și un sfat bun întotdeauna vă l-am găsit la voi. Ne mândrim cu voi, părinții noștri valoroși. Voi ne alinați sufletele și ne bucurați viața. Suntem norocoși că vă avem alături. Voi ne-ați dat viața, ne-ați crescut frumos și ne-ați dat cea mai aleasă educație. Sunteți viața noastră. Dragii noștri părinți, vreau să vă spunem încă o dată că vă iubim enorm. Voi sunteți modelul nostru în viață, voi ne sprijiniți mereu și ne iubiți necondiționat. Vom fi recunoscători toată viața pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Sunteți nemaipomeniți. Vă mulțumim pentru bunătatea și blândețea pe care ne-ați oferit-o. Cu drag vă îmbrățișează copiii voștri, Doru, Radu, Nina și Ciprian, alături de nurorile și ginerele vostru. Ne-a lipsit și cei 10 nepoți și nu în ultimul rând stă nepotul vostru Lucas. La mulți ani, dragi părinți! La mulți ani vă spunem și noi și multă sănătate, bucurii de la copii și nepoți și strănepoți. Și dacă ați putea să le transmiteți și dumneavoastră un mesaj. Da, să fiți sănătoși, să ne iubiască, să ne iubim. Și mulți adres! Sănătoși! Mulțumesc la tăți din partea lor, foarte frumos. Noi avem și o melodie pentru dumneavoastră care vine tot din partea copiilor. Ia să văd. Copiii, mă rog, 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 mă rog